Pacea Domnului și bun regăsit! Vă invit în numele Mântuitorului ca să cântăm pentru deschidere imnul 563, primele două strofe din cântarea O ce țară minunată! Tatăl nostru care locuiește în ceruri, în numele Domnului Iisus, în această după amiază, venim înaintea Ta plecați și îți mulțumim că ai fost cu noi până în prezent și îți mulțumim că ne-ai ajutat ca să venim în casa Ta de rugăciune. Amin. Te rugăm să fii cu noi și în ora aceasta, binecuvântarea Ta să răvesc peste noi toți care suntem aici și ajută-ne ca să înțelegem cuvântul Tău. Binecuvântează, te rugăm, și servul tău pe care l-a rânduit în ora aceasta, ca să ne vorbească din cuvântul tău. Amin. Ajută-l ca să ne vorbească pe înțelesul nostru a tuturor și noi să trăim ceea ce învățăm. Amin. Îți mulțumim că ne asculți. Pentru toate, fii lăudat acum și în veci. Amin. Amin. Aș vrea să vă spun bun venit la întâlnirea de după amiază. Vreau să vă spun că perioada mea de concediu este mai lungă. Adică e de vreo câțiva ani. Am cam ieșit în concediu. Și în loc să mă odihnesc, ia uitați, frații zic, sunt fericit și îi mulțumesc fratelui pastor care mi-a permis să pot să prezint cuvântul lui Dumnezeu după amiaza aceasta. Vă mulțumesc și dumneavoastră că mă suportați, n-aș vrea să vă obosesc prea mult. Vreau să vă spun câteva lucruri, mă fac cumva vulnerabil în fața dumneavoastră, pentru că sunt luptele pe care eu le-am avut. Vreau să știți că o perioadă de timp eu îl părăsisem pe Domnul. 3 ani și jumătate i-am pierdut în lumea aceasta, cei mai frumoși ani din viața mea. 14-17 ani și jumătate. Perioada în care tinerii sunt foarte, foarte nemulțumiți.
nemulțumiți din toate punctele de vedere. Ei vor să-și aleagă ei drumul, să stabilească ei anumite lucruri, mai ales că profesorul de anatomie, biologie din anii 59, întrucât atunci nu erau imagini pe video sau, știu eu, nici măcar cele pe care noi le prezentam prin PowerPoint, ne-a arătat o planșă în care maimuța a mers în patru labe, după aceea a mai făcut ce a mai făcut un salt și a ajuns mai la 45 de grade, după aceea la vreo 50 de grade, la vreo 60 de grade și uite că maimuța a ajuns în două picioare. Cred un coleg de-al meu, un elev, un copil foarte, foarte dotat și care nu era așa temător să întrebe. Săstoarșul profesor, vă rog să-mi spuneți de ce acum maimuțele nu mai devin oameni? La care profesor, a nu copii, doar în câteva milioane de ani. La care elevul spune, tovarășul profesor, dacă Dumnezeu ar îngădui încă o mie de ani pământul acesta, niciodată maimuța nu va deveni om, dar omul va deveni maimuță. Știți cum n-am mai scos o vorbă? De ce? Pentru că am ajuns în relațiile noastre unii cu ceilalți mai rău decât fiarele sălbatice. De aceea, pentru că eu m-obișnuisem în atmosfera aceasta a lumii, am vrut să dau, pentru că unchiul meu, fratele tatălui meu, a fost procuror în armată. Când venea acasă, era mic, 3-4 ani, și îl vedeam îmbrăcat în hainele militare, îmi spuneam în sinea mea, când mă fac mare, voi fi militar. Deși eram atât de timid, încât la școală, diriginta trebuie să-l cheme pe fratele meu mai mare și să-i spună, domnul Gâdea, fratele dumneavoastră, nu vrea să răspundă. Și când îl întrebăm, el știe lecția, dar nu înțeleg de ce nu vrea. Și fratele meu a spus, e timid și nu. Nu, și spuneți-i să facă eforturi pentru treaba aceasta. Frații mei, dumneavoastră vă dați seama că la vârsta de 14 ani eu am făcut un dosar să dau la liceul militar. Pentru că eu mă vedeam în costumația aceea, ceea ce îmi plăcea cel mai mult, de fapt eu am vrut să dau la aviație, pentru că costumația de gală era atât de frumoasă încât eu dormeam în această costumație de gală. Dumnezeu m-a oprit. A fost un frate foarte înțelept. Și a spus, Titi, pierzi timpul degeaba. Nu vei reuși niciodată. De ce? Pentru că tu ești adventist. A, nu, nu sunt. Dar sunt părinții tăi. Măi, ăștia știu și ce mănânci. Nu-i nicio șansă. Tu de ce mai pregătit dosarul? Nu vei fi primit, nu vei fi acceptat. Sub nicio formă. Apoi mi-a explicat și alte lucruri. Este cineva în afară care a lucrat în armată? De Geta? Geta este aici? Nu. Atunci îmi voi permite să spun. Dar să știți că nu este situația generală. Fratele mi-a spus așa. Te rog să observi două instituții care își permit să treacă limitele. Armata și artiștii. Da, ultimul an, când am făcut tabără, ne-a trimis în Ardeal, ca să vedem și noi Ardealul, pe ea din Ardeal i-a dus pe aici prin sud, și ne-au trimis doi studenți la cinematografie sau teatru, nu mai rețin, dar atât de scârboși erau în vorbire. Spuneau bancuri fără niciun fel de perdea. Și ascultați, erau în anii 63, 62, 63.
Ascultați, acesta a fost argumentul forte. Deși eu vreau să mă despart de Dumnezeu, de familie, dar acest argument m-a copleșit. Aș vrea să vă spun, frații mei, că Dumnezeu a angajat în armata Lui. I-a dat o haină de gală pe care nimeni nu mi-o putea oferi. Aș vrea să vă aduc această haină de gală și pentru dumneavoastră. Este haina Lui. Nu ne costă niciun ban. Ba din potrivă, nu numai că ne este oferită fără bani, dar ni se face o invitație cum nu ni s-a făcut niciodată. Și anume, intrați. Și când porțile se vor deschide și vom vedea ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi, aș vrea să vă spun ceva. Vom spune toți, într-un glas, Aleluia, Aleluia, cerul este prea ieftin, când vom vedea ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. De aceea, subiectul din după amiaza aceasta este din ce gardă de corp vrei să faci parte. Eu am crezut, și vă spun cu toată sinceritatea, am crezut că Dumnezeu nu se ocupă de oamenii, de militari. Nu știu ce mi-a fost în capul meu. Dar întotdeauna am avut această stare de lucruri. Dumnezeu nu mă iubește dacă sunt militar. Când am început să studiez Scriptura, am observat ceva. Nu numai că îi iubea pe militari, dar le răspundea la nevoile lor urgente. Auziți, îl vizita pe sutașul roman din Faptele Apostolilor, capitolul 10. Cum? În fiecare zi. În fiecare zi. Și primea acest sutaș roman îmbrăcat în haină militară. Extraordinar. Nu numai că îl vizita, lăsa și binecuvântări. Ce aș putea să spun despre Naaman, generalul? Frații mei, nu este glumă, dar vreau să vă spun că eu, dacă aș fi fost pastorul lui acestui om, acestui general, l-aș fi dezbrăcat întâi de haina militară și după aceea i-aș fi spus, du-te și mergi și slujește-i lui Dumnezeu. Aceasta este concepția noastră. Atât de limitată, atât de mărginită. Dumnezeu nu se uită la hainele noastre. Nici că sunt scumpe, nici că sunt ieftine, nici că sunt grozave. Nu, nu, nu. Ci El se uită la partea cea mai importantă, și anume la suflet. De aceea aș vrea să vă invit în după amiaza aceasta să avem un comportament și o stare sufletească atât de aproape, atât de asemănătoare cu a lui Iisus, încât să nu regretăm niciodată pentru decizia care am luat-o. De ce am pus întrebarea aceasta? Din ce gardă de corp vreți să faceți parte? Pentru că am găsit în Scriptură și în Spiritul Profetic câteva lucruri care pe mine m-au determinat să pregătesc subiectul acesta. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră aveți cartea Hristos Lumina Lumii. Vă rog să ascultați ce spune în Hristos Lumina Lumii, la capitolul 6, paragraful 9, spune așa. La Betleem nu a fost găsit nicio gardă legală staționată pentru a asigura protecția împăratului nou născut. Nicio gardă legală. Am ținut subiectul acesta la aproape de Suceava, Pătrăuți, o comunitate destul de mare de oraș. Poftim? Rădăuți, da, mulțumesc, așa e. Și când am coborât de la un frate care mi-a fost enoriaș la unul din districtele din Madrid, îmi spune, frate pastor, eu lucrez de 2 ani de zile în Anglia. Dumneavoastră știți ce a fost
cu ocazia nașterii prințului moștenitor? Și eu am văzut ceva la televizor. Ce ați văzut dumneavoastră? Nimic. Vă rog să ascultați, frații mei, până și pledul care a fost așezat în cărucior a fost verificat de securitate. Și roțile de la cărucior au fost verificate. Milioane de lire au fost investite în acest prunc nou născut. Vă rog să ascultați, frații mei, pentru împăratul împăraților, pentru nașterea lui, pentru venirea lui aici, lângă mine și lângă dumneavoastră, n-a fost nicio gardă legală. El a fost lăsat de izbeliște. Diavolul s-a străduit, cum zice profeția din Apocalips, să-l mănânce pe copilul nou născut. A fost însă o gardă de corp a lui Hristos, trimisă chiar de cine? De Dumnezeu Tatăl. Să o crotească pe mama, să o crotească pe pruncul nou născut, ca să poată să-mi aducă mie și dumneavoastră fericire veșnică. Auziți o altă declarație. De data aceasta, tot în Hristos Lumina Lumii, capitolul 80, paragraful 34. O gardă de 100 de soldați a fost pusă în jurul mormântului pentru a împiedica pe oricine ar încerca să se atingă de el. Preoții au făcut tot ce au putut pentru a păstra trupul lui Hristos acolo unde fusese pus. El a fost sigilat cu atâta siguranță în mormântul său, ca și când trebuia să rămână acolo pentru totdeauna. Așa au plănuit și s-au sfătuit oamenii cei slabi. Prea puțin își dădeau seama acești ucigași de zădărnicia eforturilor lor. Dar prin acțiunile lor, Dumnezeu a fost glorificat. Frate și soră, mi-am pus întrebarea, sincer vă întreb, dacă în loc de 100 de soldați romani, bine înarmați, ar fi pus 1000 de soldați, s-ar fi putut produce minunea? A, nu. Păi nu se compară. Nu se compară 100 cu 1000. Frații mei, nu 10.000, nici 100.000, 1 milion, 1 miliard. Cu cât numărul era mai mare, cu atât minunea era mai mare. Pe Dumnezeu nimeni nu-l ia prin surprindere, niciun plan omenesc. Nu. Ci Dumnezeu are posibilitatea să strice orice plan omenesc și diavolesc. Pentru că niciodată omul nu se poate așeza de-a curmezișul planurilor sale. Dacă vă aduceți aminte, zice, eu spun mai dinainte și ceea ce spun, ce se întâmplă, devine realitate. De ce? Ca voi să credeți că eu sunt cel care cunosc și care duc la îndeplinire planurile mele. Așa să vă vorbesc despre o altă gardă de corp. De data aceasta, aș vrea să vă prezint garda de corp a lui Saul. Vreau să știți ce înseamnă alergătorii, spune împăratului. Au fost duși undeva unde se bănuiau că preotul, marele preot din vremea aceea, ar fi avut o relație de colaborare pentru ca să fie dărâmată familia regală, să fie scoasă, să fie dată la o parte. Și acolo au venit alergătorii lui Saul. 85 de preoți împreună cu familiile lor, cu soțiile lor, cu copiii lor, și ordinul împăratului era acesta: lovește-i. Interesant, frații mei. Garda de corp a lui Saul a refuzat. Știți ce însemna să refuzi ordinul unui împărat? Unde sunt picioarele, acolo va fi și capul. Și ascultați.
aș fi vrut să fiu în garda de corp a lui Saul și să-l înfrunt. De ce? Pentru că, frații mei, Saul s-a crezut mai ceva decât Stalin, mai ceva decât Hitler, el a crezut că va fi veșnic, mai ceva decât împăratul Babilonului, Nebucadnezar. Mult mai. Nu se poate. După mine și familia mea, nimeni nu va lua în primire. Și interesant, când a văzut că garda de corp nici măcar nu se teme de ordinul său, au zis, găsește pe cineva care era alături. Noi zicem că era ciobănaș. O, nu. Acesta era securist, cu adevărat. Era din securitatea lui. Da? Pe la Pitești există vreun doieg? Nu. La Madrid am găsit, a fost. Nu, la Pitești nu. Sunt sau nu sunt? Nu? Auziți, frații mei, dacă totuși există cineva, vă rog din suflet, abandonați meseria. Într-o zi Dumnezeu ne va da masca jos și vom fi văzuți în realitate așa cum suntem. De ce să îmi vând mântuirea? Pentru ce? Auziți, doieg, fără rușine, fără teamă de Dumnezeu, execută ordinul împăratului nebun din vremea aceea și își permite să scoată sabia și să curgă sânge, frații mei, notați, râu de sânge. 85 de familii, vă dați seama cât sânge a curs la nob? Vreau să vă citesc un paragraf. Da. Doieg Edomitul, Patriarhi și Profeți, capitolul 64, paragraful 30. Știți de ce vă spun toate aceste date? Este nevoie ca dumneavoastră să verificați. Frații mei, nu-mi permit să urc la amvon, să vin, iertați-mă, cu gogoși, cu minciuni. Nu. Noi trebuie să înștiințăm pe oameni, să le spunem adevărul și ascultați, adevărul va trezi. Va trezi interesul sfânt de a fi și noi la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Vă rog să ascultați ce spune în Patriarhi și Profeți, capitolul 64, paragraful 30. Doieg Edomitul a devenit un păritor, îndemnat de ambiție și lăcomie și plin de mânie împotriva preotului care îl mustrase pentru păcatele sale, a povestit despre vizita lui David la Ahimelec, înfățișând lucrurile într-o lumină, încât furia lui Saul împotriva omului lui Dumnezeu a fost aprinsă. Cum? Frate, dacă totuși te-ai angajat să fii doieg, te rog, măcar spune adevărul. Nu încerca să-l mistifici. Nu încerca să duci în eroare pe semenii tăi, indiferent cine sunt aceștia, ci spune adevărul așa cum este. Domnule, l-am văzut pe David. S-a prezentat înaintea marelui preot. Dar nu pot să spun că a avut vreo legătură? Nu. Nu cred că au aranjat ceva împotriva împăratului. Nu spune ceea ce nu este adevărat. Vă rog, frații mei, vă rog încă o dată, ce-ar fi dacă alții ar da raport despre dumneavoastră fals, așa cum noi dăm rapoarte despre frații noștri? Am fost rugat de către cineva care se ocupă cu drepturile omului, un frate de-al nostru, să-i spun numărul de dosar ca să se uită în dosar, să vadă cine m-a prât pe mine la securitate. I-am spus, fratele meu, sincer vă spun, nu mă interesează. Dacă o fi în viață, ispita mare să-mi treacă prin minte să-l urăsc, să-l dușmănesc.
Pentru ce? Ești el om ca și mine, supus acelorași greșeli. De ce să-l urăsc? Nu-mi trebuie. Și ascultați, nu i-am dat voie să intre în dosar. Dar câți dintre noi am dat rapoarte false? Vreau să ascultați mai departe. Cuvintele acestei limbi răutăcioase, care arunca, auziți, foc. Frate și soră, dacă îți permiți să arunci foc de limba ta, să arunce foc în dreptul fratelui tău, al sorei tale, al fiului tău, al fiicei tale, al soțului tău, ascultă, te rog, oprește-te. Nu. Ci noi trebuie să aruncăm iubire și dragoste. Spune Nicu Butoi despre o soră care a fost bătută într-un hal fără de hal. Nu era zi să nu-și primească, zicea ea, leafa. Și după ce a bătut-o zdravă, era și pastorul acolo și pastorul a sărit să o apere. Și ea se ridică de jos și spune, după ce își revine un pic, să știi că Dumnezeu te iubește. Auziți cuvântul acesta? L-a topit. Când a auzit că Dumnezeu îl iubește, fără să-i mai țină, iertați-mă, teorii, că Dumnezeu este tot puternic, nu. A venit la adunare și spre surprinderea tuturor, omul acesta, bărbatul acesta, atât de furios împotriva lui Dumnezeu și a soției sale, a devenit un ucenic al lui Hristos. Cuvintele acestei limbi răutăcioase, care arunca foc, au trezit cele mai rele sentimente în inima lui Saul. Înnebunit de furie, el a declarat că întreaga familie a preotului trebuie să moară. Nu numai Ahimelec, ci și membrii casei părintești. 85 de oameni care purtau efodul de in au fost omorâți la ordinul împăratului de mâna criminală a lui Doeg. Da, David n-ar fi trebuit să-și piardă nicio clipă încrederea în Dumnezeu. Avea toate motivele să-și pună încrederea în Dumnezeu. Era unsul Domnului și în toate timpurile de primejdie fusese ocrotit de îngerii lui Dumnezeu, fusese înzestrat cu curaj pentru a săvârși lucruri minunate. Și acum aș vrea să vă mai prezint încă un lucru. Capitolul aceeași carte, Patriarhii și Profeți, capitolul 64, paragraful 31. Deci paragraful următor. Saul a mai trecut prin ascuțișul săbiei cetatea Nob, bărbați și femei, copii și prunci, boi, băngari și oi, toți au căzut sub ascuțișul săbiei. Saul a putut face lucrul acesta sub stăpânirea lui Satan. Frații mei, să fii în conducerea poporului lui Dumnezeu, să-L reprezinți pe Dumnezeu în mijlocul poporului și tu să fii stăpânit de Satana, în persoană. Vă rog să ascultați, frații mei, spiritul profetic spune clar cine era stăpânul lui. În loc ca Hristos să fie stăpânul lui, Satana devine stăpânul lui. Atunci când eu, frații mei, contribui cu răutate, la batjocorirea semenilor mei, nu am decât caracterul celui pe care îl slujesc. Așa este stricăciunea inimii omenești care respinge conducerea lui Dumnezeu. N-aș vrea să fiu nici Doeg și nici Saul. Vreau să se fac parte din garda de corp a lui Saul, de a nu executa ordinele care vin din partea celui rău. Da? Și acum aș vrea să vă prezint, pentru că după dimineață v-am ținut mai mult, vreau ca în după amiaza aceasta să vorbesc mai puțin. Aș vrea să vă vorbesc despre o ultimă gardă de corp. Ați auzit de Elisei?
Împăratul Siriei era atât de împotrivitor față de poporul lui Dumnezeu. V-aș întreba, de ce credeți că era împotrivitor față de poporul lui Dumnezeu? Care era adevăratul motiv? Care credeți că, ce evenimente aveau loc în poporul lui Dumnezeu de a trezit atâta invidie în inimă? Cine vrea să? Mai întâi bunăstarea. Când a văzut că pe timpul lui David poporul era bogat, avea experiențe cu Dumnezeu, frații mei, a început să, cum adică, să ducă mai bine decât noi? Și apoi, frații mei, mai era altceva. Era ura diavolului pe care, vrei sau nu vrei, satana ți-o impune. Auziți, ce-o fi având fratele cu sora la ora de la școala de sabat, încât dacă spune fratele o problemă, sora trebuie să spună invers. Invers, dacă spune sora o problemă, fratele trebuie să fie. Cine? Cine creează starea aceasta de lucruri? De unde vine o asemenea împotrivire? Ne-am verificat. Haideți ca să nu credeți că vorbesc despre dumneavoastră. Vorbesc și despre mine. Și eu sunt vulnerabil. Cine mă pune să am împotriviri și în idei, și în comportament, față de fratele meu, față de sora mea? Vă rog să ascultați, frații mei, eram pastor într-un district, deci departe de dumneavoastră. Haideți să vă spun, la Saragossa, nu-i știți pe nume. Și ascultați, omul acesta a început să aibă idei pe care eu nu le-am auzit până atunci. Am dus, am stat de vorbă frumos cu el acasă, am încercat să limpezim lucrurile, nu s-a putut. Într-o vineri seara mi-aduc aminte că după ce s-a terminat serviciul divin pe stradă, i-am spus, fratele meu, oprește-te din drum, altfel, ascultă, vei falimenta din punct de vedere spiritual. Fata care, iertați-mă, era cu fustița mai până sus, îngheța, se bătea vântul și s-a făcut mică, mică, mică și s-a așezat jos ca să nu mai ia curentul. N-a mai putut să rabde. Și a spus, fratele meu, întoarce-te din drum. Drumul pe care ai apucat nu poate fi de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu aduce pace și liniște, aduce o stare de spirit atât de dependentă de El, încât te face de neclintit. Să rămâi statornic, să-L slujești pe Dumnezeu. Nu s-a putut. Am zis așa, înainte de adunarea administrativă în care să se pună numele celor care intraseră în grupul acesta, să vină cineva cu mult mai competent decât mine, un profesor de teologie. A venit cel mai bun profesor de teologie, cred că tu ți-aduci aminte, Ortins. Un om din un echilibru moral și spiritual deosebit. A vorbit atât de frumos vineri seara, 2 ore. Sâmbătă la prânz, 2 ore. Iar sâmbătă după amiaza, 5 ore. Am început la 5 și s-a terminat la 10. Dar știți cum s-a terminat? În țipete și în urlete. S-a terminat și am zis, măi, măcar acum omul acesta prezent îmi spunea soția, pentru că eu a trebuit să fiu la comunitatea cealaltă, a venit numai după amiază la serviciul divin unde era fratele, și soția îmi spune, zice, dacă ai ști ce frumos am vorbit, dacă nici de data aceasta oamenii aceștia n-au înțeles, atunci nu cred că ar mai fi vreo altă posibilitate. Frații mei, l-am rugat pe fratele Ortin să vină și duminică. Întrucât una dintre comunități era nouă și era mai mare, aproape dublu, avea în jur de 300 de locuri, l-am invitat să vină acolo și am invitat cele două comunități să vină pentru că ambele erau interesate de subiectul acesta. În duminică, la ora 6, a început serviciul divin. La 6:30, după jumătate de oră, ascultați, cu Biblia în mână, s-a ridicat de aici din față și cu Biblia în mână ridicată deasupra capului, a început să strige, sunteți biserica? Și spune alu ăla.
Și după ce am spus lucrul acesta, m-am dus după el și am spus, bine, dar ce cauți în ea? Ce te interesează biserica lui? De ce vii în ea? De ce nu te duci în altă biserică? Vă rog, lăsați-ne în pace. Frații mei, nu s-a oprit. A durat adunarea administrativă 4 ore. Începusem să mă clatin, în sensul că nu mai mă țineau picioarele. Eram transpirat. La 20 de minute opream sala ca să ne rugăm. Nu se mai putea. După 20 de minute așa se aprinseseră focurile, încât nu-i mai puteam opri. Și a spus, fratele meu, oprește-te. Acesta nu poate fi Spiritul lui Hristos. Nu poate fi Duhul lui Dumnezeu despre care Mata spui. Nu. Vreau să vă spun, frații mei, că oamenii aceștia au pierdut pe mulți. Vor fi vinovați de sângere nu a 85, eu cred, ca sute și mii de oameni. Vă mărturisesc că mă îngrozesc de oamenii de valoare pe care Satana i-a câștigat de partea lui. Foarte interesant, frații mei. Împăratul Siriei nu este mulțumit de ce are el și de faptul că izraeliții aveau cu mult mai mult. De faptul că aceștia aveau o viziune clară cu privire la prezent și viitor și apoi, frații mei, erau foarte calculați. Iar împăratul din vremea aceea, David, era o mărturie a înțelepciunii lui Dumnezeu pentru ei. Și a început să... scuzați-mă, am zis David? Ioram. Interesant că a început să facă planuri și planurile pe care le făcea ca să-l prindă pe Ioram, pe împăratul lui Israel din vremea aceea, erau depistate. Și împăratul se supără și spune, cine este de partea împăratului lui Israel? Cine dintre noi ne vinde? La care un general, probabil mai îndrăzneț, a spus, maestate, stai liniștit, nu este nimeni dintre noi. Dar este în Israel un om care știe tot și ceea ce vorbești tu în camera ta regală, cu soția ta, cu copiii tăi. Nu se poate. Aș vrea să vă întreb, frații mei, cam cum e să fii în casa regală? Te aude cineva? Îmi spune cineva, zice, frate, eu am fost în casa regală. Da. Ascultați, noi avem impresia că este siguranță. Dar notați, oricât de încet am vorbit, există cineva care ne înregistrează. Atât de perfect ne înregistrează, încât la bara judecății, frații mei, vom fi depistați cu toate planurile noastre. Ni se va spune exact ceea ce am gândit. Ascultați, nici măcar lucrurile pe care noi le plănuim câteodată. Nu. Dumnezeu are aparatele Lui. Și interesant, Elisei îl înștiința pe împăratul lui Israel fără să aibă vreo legătură cu vreun general sau cu vreun ofițer din armata sirienilor. Interesant că împăratul s-a înfuriat și a zis, unde este? Căutați-l. Și a spus, în Dotan. Da? Ce a trimis acolo? Ați citit cumva în Împărați lucrul acesta? Care, frații mei, care de război? General, ofițeri superiori, sute de soldați în armați. Pentru cine? Pentru un om fără arme. Pentru un om care nici măcar nu știe să dușmănească, să urască pe cineva. Pentru un om care doar, frații mei, probabil că Vechiul Testament era în vremea aceea destul de gros, nu era pe papirus, nici măcar nu reușea să le țină la subțioară, dar el avea minte. Și cu aceste papirus în mintea lui, mergea oriunde, fără teamă. Și într-o dimineață iese slujitorul său. Vă rog acum să-mi spuneți, cine era slujitorul care a ieșit afară și a depistat? Cine? Eu sunt un pic cam tare de urechi. Vă rog mai... Gehazi? Da, și eu am crezut. Gehazi era plin de lepră.
nu mai putea să stea în societate. Citiți în spiritul profetic, pe mine m-a uimit. Probabil că era un elev de la școala profeților. Și iese afară. Și vine înapoi și spune, Domnul meu, sute de oameni care de război sunt... Nu. Stai liniștit, fii. Fii liniștit. Și iese și el afară. Dar interesant că deasupra acestor oameni de război Elisei a văzut ceva ce slujitorul său nu văzuse. Ce a văzut Elisei și n-a văzut omul, slujitorul său? Ce n-a văzut? Cum? O armată cu mult mai mare. Dumneavoastră știți așa cam câți au fost acolo? Vreți să vă citesc? Pe mine m-a uimit. Și vreau să vă aduc la cunoștință da, eu cred că voi găsi, vă voi reda exact. Poftim? Da. Împăratul Am să găsesc și până la terminare. Știți ce spune spiritul profetic? De ordinul miliardelor. Cât? Cât era garda de corp a împăratului Siriei? Și ce gardă de corp avea Elisei? Frate și soră, atunci când ești amenințat că lucrezi pentru Dumnezeu, că faci o lucrare pentru Dumnezeu și este amenințat, te rog să asculți ceva și ți-o spun în numele Domnului. De partea ta nu va fi numai un înger, miliarde. Este încurajator, frații mei, nici nu vă dați seama când citim Scriptura cât de mult ne încurajează aceste experiențe. În garda de corp al lui Elisei erau miliarde de îngeri. Un singur înger a venit la Domnul Hristos și s-a așezat între el și gloata care a venit să-l prindă. Ce s-a întâmplat cu gloata? Au căzut la pământ ca morți. Un singur înger a fost trimis de la tronul lui Dumnezeu în dimineața învierii. Și 100 de soldați romani au căzut cu fața la pământ ca morți. Dar au zis să vină miliarde de îngeri. În jurul tău ești ocrotit în chem minunat. V-aș putea spune multe experiențe pe care nu numai că eu le-am auzit, le-am experimentat. Dar mă opresc, vreau să vă conduc la final. Carta de corp a lui Elisei era vizibilă? Nu. Oare de ce? V-aș ruga să fiți foarte atenți. Atunci când noi lucrăm pentru Dumnezeu, nu ne interesează care va fi rezultatul. Că voi fi aruncat în închisoare, că voi fi bătut. Vă rog să ascultați, în timp ce doi slujitori ai lui Dumnezeu, Pavel și Sila, au fost bătuți, aruncați în închisoare și în loc ei să tremure și să zică, băi, liniște că... să nu-i mai deranjăm pe ăștia, i-au început să cânte la miezul nopții. Era serviciu de seară, da? Serviciu de seară care a continuat cu vreo, probabil, 10, 15, 20 de cântări. Și dintr-o dată, în timp ce ei cântau, s-a produs un cutremur de pământ, zvoarele au căzut, lanțurile și ele au căzut, temnicerul zice, aha, ce s-a întâmplat? A vrut să se omoare? Și Pavel spune, oprește-te. Ce face? Ce fac îngerii? Vin în ajutorul nostru. Și ascultați pe căile pe care noi nu le știm. De aceea vă rog să nu aveți teamă. De asta nu, și eu, nu văd
pe îngerii lui Dumnezeu care mă înconjoară și vă înconjoară și pe dumneavoastră. De ce? Pentru că El și-a dat cuvântul că va fi în slujba noastră zi și noapte. Că va face tot ce este posibil ca eu să pot să ajung la El acasă. Sunt sigur că ați citit Tragedia Veacurilor. Pe mine m-a uimit un paragraf. Vă rog să ascultați. În timp ce soții lor ardeau pe rug, soțiile lor îmbrăcate în haine de gală, în sensul că în haine curate și sfinte, se duceau lângă rugul soților lor și cântau împreună cu ei. Era marea sărbătoare în care Dumnezeu era onorat prin comportamentul lor. De ce n-au pus mâna pe ele să le arunce și pe ele în foc? Probabil că au programat un alt rug, un alt eveniment. Dar ascultați, frații mei, când știi că ai de partea ta întregul cer, nu ți-e teamă. N-ai de ce. Pentru că oriunde te-ar duce, tu ești în prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să închei. Da, am găsit. Îngerii lui Dumnezeu sunt însoțitori continui ai celor drepți. Cei care înconjoară pe cei drepți sunt trimiși păzitori din cer, în ale căror rânduri este imposibil ca îngerii răi să pătrundă, cu excepția situației în care cei sfinți refuză prin propria lor alegere ocrotirea cerului. Un om, cu ajutorul Domnului, este mai mult decât un luptător pentru cele mai mari puteri de pe pământ. Cum? Un om care îl slujește pe Dumnezeu este un luptător din cele mai mari puteri de pe pământ. Caii și carele din jurul lui Elisei erau miliarde de îngeri. Puternici, trimiși de Dumnezeu să vegheze asupra slujitorului său. Nu știu dacă ați auzit experiențele pe care le-au făcut cei de dinaintea noastră. Am avut favoarea să am, ca diacon de familie, în timp ce eram copil și eu mă răzvrătisem împotriva lui Dumnezeu, un om foarte echilibrat. Deși lucra la Uniune în vremea aceea, nu a fost întărit ca pastor datorită faptului că nu-și dădea copiii sâmbătă la școală și că avea principii foarte serioase din punct de vedere moral și spiritual. N-a mers niciodată să dea relații despre frații lui la Securitate. Și pentru aceasta a fost mai mult de 12-13 ani neîntărit ca pastor. Vreau să vă spun că venea cu bicicleta la familie să stea de vorbă cu părinții mei. Și apoi intra și în camera mea. Niciodată nu mi-a spus că ceea ce fac nu este bine. Dar totdeauna mi-a spus o experiență cam de la vârsta mea. Cum Dumnezeu îl ocrotea atunci când lucra pentru el. De exemplu, când a făcut colportaj la vârsta de 16-17 ani, așa, asta era vârsta mea, când eu mă răzvrătisem, zice, am trecut printre doi dulăi mai înalți ca un măgar, dar care dormeau pe prispă. Și am intrat și când i-am văzut, m-am speriat, dar la un dat am zis, Doamne, Tu ești cu mine. Și am bătut la ușă și cine credeți că iese pe ușă? Cine credeți? Un preot. S-a repezit la el și a zis, cine te-a dus aici? Și a spus, domnul preot, am venit să vă aduc o carte extraordinar de frumoasă. Știu că aveți cărți religioase foarte frumoase, dar ce vă aduc eu nu aveți dumneavoastră. Am o carte despre sănătate. Uitați, dietă și hrană și mai am încă una. Divina vindecare. Și a început discuția. Și frații mei, el a uitat de câini. Și ăla a rămas bun, a plecat și când a ajuns aproape de poartă, dulei să trezesc, să se repadă. Deja poarta a fost închisă și Dumnezeu l-a ocrotit. Ce face Dumnezeu? Își trimite îngeri ca să ne apere. Atunci când viața noastră este în primejdie. Aș vrea să închei.
Am povestit vreodată la dumneavoastră despre regina cerșetoare? Da? Nu. Se spune că într-un mare oraș, regina s-a deghizat și a aruncat hainele regale, coroana, s-a îmbrăcat în hainele cele mai mizerabile și a pus o perucă pe cap, păr nespălat, neîngrijit, și a început să cerșească. N-ați vrea să-mi dați și mie ceva de mâncare? Și mergând așa, cam pe un picior, oamenii s-au uitat la ea și a spus, hai, vino să-ți dau. Și a pus acolo în sacoșă coș de măr. Alții au pus coș de cartofi. Alții cotoare de mere sau de fructe. Alții, iertați-mă, lăturile pe care vreau să le dea la porci, le-a pus acolo. Azi, așa, mâine, așa, tot cerșit, timp de 3 luni. După 3 luni a făcut un anunț pe toate posturile de radio, de televiziune, nu știu dacă în vremea aceea era televiziune, dar oricum s-a anunțat pe străzi, peste tot. Casa regală invită pe toți locuitorii orașului în casa regală pentru o masă de părtășie. Au fost invitați toți, au fost anunțați cei care vin, au fost așezate mesere, tot. Au fost invitați fiecare la masa lui cu emblema, cu eticheta acolo, familia cu tare, familia cu tare. Erau acolo, cum se cheamă, oalele cu mâncare așezate, acoperite. Și la un moment dat s-a spus că pot să servească masa. Și acum soțiile s-au ridicat și au ridicat capacul. Și când s-a uitat în oală, a găsit coș de mere. Iar ceilalți coș de cartofi, iar ceilalți lături care urmeau să fie date la porc. Cum? Ce au dat, aceia au primit. Și dintr-o dată, oamenii au început să intre în alertă și se uitau unul la celălalt și nu mai știau ce să facă. Cum ne-am permis să facem așa ceva? Ușa se deschide și apare regina cerșătoare. Și am zis, nici aici n-am scăpat de ea. Și spune că cu mâna și-a scos peruca și a rămas coroana pe capul ei și a dat haina jos și a rămas în hainele regale, iar oamenii au rămas înmărmuriți. Regina a dat ordin să se ia mâncarea din fața lor și să se aducă tacâmurile cele mai bune. Apoi să se aducă mâncare. S-a făcut o rugăciune de mulțumire și apoi au fost invitați să servească. S-au cutremurat de felul în care au fost primiți. Cunosc un rege, căruia i-am dat și noi coș de cartofi, nici măcar coș de mere. L-am scuipat, l-am batjocorit și ascultați, la un moment dat, i-am smuls fire din barbă și l-am întrebat, dacă ești tu, de ce nu te salvezi și salvează-ne și pe noi? Dumneavoastră ați făcut lucrul acesta? Eu da. Am bătut cuie în palmele și în picioarele sale și el mi-a spus, te iert, te iert și vreau să te invit la mine acasă. Știți cum va fi la el acasă? V-aș ruga să citiți acasă, dacă vreți, în seara aceasta, să vă împrospătați mintea din tragedia veacurilor, ultimul capitol, capitolul 42. Pe mine m-a uimit capitolul acesta. Spune că cei mântuiți vor intra pe poarta cetății și însăși Mântuitorul cu mâna lui va așeza coroana de biruitor pe capul lor. Apoi ei se vor strânge
Unde? Cine își aduce aminte? La pomul vieții. Și spune că Domnul Hristos îl va lua pe Adam de umăr și pare că îl va strânge la pieptul său și va spune: Adam, uite ceea ce ai pierdut, îți redau ceea ce ai pierdut. Și v-aș ruga să-mi permiteți să amintesc că Adam nu rămâne indiferent, ci Adam își ia coroana de pe cap și o așează la picioarele Mântuitorului și apoi se aruncă la pământ și spune: Doamne Dumnezeule, doar Tu meriți. Ție trebuie să-ți aducem laudă, cinste și închinare. Doar Tu ești acela care trebuie să primești această închinare. Vă rog însă să ascultați ceva. Scena devine mai complicată. Pentru că miliarde și miliarde de oameni salvați prin moartea lui Hristos au făcut același lucru. Vă regăsiți printre cei care vor fi la pomul vieții? Aș vrea să mănânc din pomul vieții, să trăiesc prin 2050-2060 ca să vă pot vizita. Nu. Peste vreo câteva milioane ne vom revedea împreună cu Hristos. Și acum vă rog să ascultați. Și Hristos va avea o gardă de onoare. Știți care va fi garda de onoare? Cei 144.000. De ce 144.000? Știți, facem noi socoteri, păi, frate, care vor fi găsiți în viață? Păi pe la Craiova vor fi vreo 100, pe la Pitești vreo 50, în București cred că vor fi vreo 5.000, vreo 7.000. Dar doar Rămășița. Vreau să vă spun ceva, frații mei. Numărătoarea în Scriptură, vă rog să verificați, eu nu sunt teolog, dar am citit cu ochii mei și în Biblie și în Spiritul Profetic, vă rog să ascultați, numărătoarea în Israel se făcea doar a bărbaților. 5.000 de bărbați au participat la înmulțirea pâinilor, altădată 4.000 de bărbați, afară de soții și copii. În Israel, 600.000 au ieșit din Egipt spre câți? 600.000 de bărbați, afară de femei și copii. Cam câți au fost? De ordinul milioanelor. Câți au fost serviți la masa unde pâinea a fost înmulțită în mâinile lui Hristos? Peste 30-40.000. Un bărbat avea 2-3 soții, iar o soție avea 2-3 copii. Câți au fost acolo, frații mei? Câți s-au săturat din pâinea lui Dumnezeu? Câți? Și ascultați, dacă n-ar fi avut nimeni, nici Andrei, care a venit cu copilul acela să-l aducă cu cele 5 pâini și 2 peștișori, Hristos i-ar fi săturat. De ce? Pentru că El este Dumnezeu. Să mănânci din pâinea Lui și apoi să te răzbuni pe El. Aceasta este de neînțeles. Frați și surori, vă rog un lucru. Eu vă spun punctul meu de vedere. Mă angajez prin harul lui Dumnezeu, prin puterea Lui, să fac parte din garda de corp a Lui. Vreți? Vreți cu adevărat? Nu, mie mi se pare că nu vreți. Vreți? V-aș ruga ceva. Eu nu obișnuiesc, eu sunt atipic. Îmi pare rău că eu nu prea le-am cu... Vreau să vă rog ceva. Cei care vreți să faceți parte din garda de corp a Lui, spuneți-i lui Dumnezeu: Doamne, vreau să fiu pentru veșnicie cu Tine, alături de Tine. Să merg împreună cu Tine, oriunde vei merge Tu. Nu mă pot despărți de Tine. Vreți să facem lucrul acesta? V-aș ruga să ne ridicăm. În cuvinte foarte scurte, știți ce înseamnă o rugăciune? O rugăciune formată din 30 de persoane, cel puțin 40, în 2-3 minute. Nu o frază, o singură propoziție.
Îți mulțumim, Tată, că te avem pe tine, care ne-ai îmbrăcat în hainele tale, ca să rămânem pentru veșnicie în garda ta de onoare. Ajută-ne la aceasta. Amin. 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 Te rugăm să ne smulgi din împărăția întunericului și să ne așezi în împărăția luminii tale. Ajută-ne să trăim în lumina descoperită din cuvântul tău. Ajută-ne ca hainele noastre să fie ale tale și să rămână ale noastre pentru veșnicie. Ele sunt hainele de lumină care vor străluci în veacurile viitoare. O, te rugăm, primește-ne lângă tine, pentru că vrem să rămânem cu tine. Vrem să fim o mărturie pentru lauda și onoarea numelui tău în veacurile nesfârșite, printre lumile care n-au căzut în păcat, să le transmitem ce înseamnă lupta de pe pământ, dar care a putut fi încununată cu biruință doar prin sângele Fiului Tău. De aceea, primește-ne, te rugăm, binecuvintează comunitatea Pitești, binecuvintează pe pastorul comunității, pe pastorii comunității și de har și înțelepciune să-i conducă la acele adevăruri care pot să hrănească biserica ta și să o întărească pentru luptele care vor veni, pentru încercările care vor sta în fața noastră. Fă-ne, te rugăm, biruitor, prin cuvântul tău. A ta să fie lauda, cinstea și închinarea în veci de veci. Amin. Luăm loc. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, încheiem serviciul divin, cântând cu toții inul 563, ultimele două strofe.
Părinte Sfânt, îmi suntem recunoscători din inimă pentru cuvânt. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne pregătești onoruri așa mari. Și îți mulțumim că prin harul Tău ne pregătești și pe noi ca să fim parte din garda Ta. Amin. Doamne, recunoaștem că nu merităm. Și recunoaștem că singura speranța noastră este în sângele Mântuitorului. Amin. Și Te rugăm frumos, Doamne, ca să pui sângele Lui ca o pecete pe sufletul fiecăruia dintre noi. Amin. Astfel încât, Doamne, prin harul Tău să fim biruitori și tot timpul să păstrăm un simțământ al recunoștinței adânc pentru ceea ce ai făcut, pentru ceea ce pregătești pentru noi și pentru locurile pe care le-ai în cer pentru fiecare dintre noi. Amin. Ne rugăm și pentru fratele nostru ca Tu să-l binecuvintezi pe fratele Titi, amin, să-l călăuzești în lucrarea pe care Tu o ai cu dânsul de aici în continuare, amin, și mâna Ta bună și Duhul Tău să-l călăuzească în continuare. Amin. Ne așezăm și noi în mâna Ta și îți mulțumim și Te rugăm, Doamne, să ne faci bucuria ca să ne întâlnim în împărăția Ta, amin, și să fie cât mai curând. Amin. Îți mulțumim în numele Lui Iisus pentru tot. Amin. Sabatul se încheie aici pentru noi și suntem mulțumitori Domnului pentru ce a însemnat El și pentru binecuvântările Lui. Îi suntem recunoscători și fratelui Titi pentru timpul pe care l-a petrecut cu noi. Și mulțumim Domnului că l-a folosit în sabatul ăsta ca să împartă cuvântul pentru noi. Și tot dânsul spunea că este în concediu mai prelungit, nu? Ușile bisericii noastre sunt deschise mereu. Așa că vă așteptăm. Aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație. Sincer vă spun, astăzi am transpirat mai mult ca oricând, știți de ce? De emoție, pentru că am revăzut comunitatea pe care am iubit-o atât de mult. Aș vrea din toată inima, dacă Dumnezeu va îngădui și vom fi sănătoși, să vă vizitez. Însă vă rog să-mi spuneți de dinainte ca eu să pot ști, pot programa sabatul respectiv. Deci eu nu pot să intru într-un drisic dacă nu știe pastorul și comitetul biserici. Deci cu toată plăcerea, dar trebuie să mă încunoștințați de dinainte. Până când ne revedem, tot ceea ce vă doriți dumneavoastră, vă doresc și eu. Și o întâlnire cu mult, cu mult mai fericită decât cea pe care noi o avem aici de obicei în Împărăția Lui Dumnezeu. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să avem săptămână binecuvântată fiecare. Amin.